ANAF a fost amendată cu 16.000 de lei pentru publicarea listei rușinii. Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal a constatat nereguli cu privire la protecția datelor personale. Autoritatea Națională de Supraveghere s-a autosesizat după ce ANAF a publicat lista contribuabililor cu restanțe mai mari de 1.500 de lei. În urma controlului efectuat, autoritatea a constatat că prelucrarea datelor celor peste 187.000 de contribuabili s-a făcut cu încălcarea prevederilor legale. Concret, datele personale publicate au fost preluate din alte surse decât propria pagină de internet, iar persoanele a căror date personale au fost publicate nu au fost informate de către ANAF. Pentru încălcarea prevederilor, ANAF a primit două amenzi în valoare totală de 16.000 de lei.